să se arate că tangent de 1 grad, ori tangent de 2 grade, ori tangent de 3 grade, ori puncte, puncte, ori tangent de 89 de grade, egal cu 1. Vom nota mai întâi cu P mare de la produs. Produsul tangent de 1 grad, ori tangent de 2 grade, ori tangent de 3 grade, ori puncte, puncte, ori tangent de 89 de grade. Știm însă formula fundamentală, și anume că tangent de alfa este 1 pe cotangent de alfa. Și de asemenea că tangent de 90 de grade minus alfa egal cu cotangent de alfa. Prin urmare, uitați ce putem face noi în produsul nostru. P mare egal cu P tangent de 1, îl mai pot scrie cotangent de 90 minus 1, adică cotangent de 89 de grade. P tangent de 2, cotangent de 88 de grade, ori cotangent de 87 de grade până la sfârșit, unde tangent de 89 este cotangent de 90 minus 1, cotangent de 1 grad. Dar am văzut că tangenta este răsturnată a cotangentei și evident reciproc, deci cotangenta este 1 pe tangent de 89 de grade, da? Ori 1 pe tangent de 88 de grade, ori 1 pe tangent de 87 de grade, ori puncte, puncte, ori 1 pe tangent de 1 grad. Adică 1 supra, ia uitați ce obține la numitor. Tangent de 1 ori tangent de 2 ori tangent de 89, adică exact egal cu P. Prin urmare am obținut egalitatea P egal cu 1 pe P, de unde P la pătrat egal cu 1, deci P egal cu plus sau minus 1. Bun, ce mă fac acum? Pentru că, atenție, un calcul matematic, nu pot să am decât un singur răspuns, da, dacă datele sunt concrete. Și atunci, observăm însă că știm că tangenta, în primul cadran, deci tangenta restricționată la 0 închis, pi pe 2 deschis, este pozitivă. Prin urmare, toate numerele noastre tangent de 1 grad până la tangent de 89 de grade vor fi mai mari ca 0, pentru că unghiurile de la 1 până la 89 sunt în 0,90. Prin urmare, produsul unui număr de numere pozitive este pozitiv, deci rezultă singura soluție valabilă, este P egal cu 1, exact ce ne-a cerut problema noastră.